despre senatorul liberal de Râmnic, domnul Titi Holban. Sunteți râmnicenii mei și vă iubesc. Vă mulțumesc pentru cei 4 ani în care mi-ați dat ocazia să fiu alături, să înduc la îndeplinire proiectele pentru voi, pentru orașul nostru și pentru copiii noștri. Inginerul Mihai Stolojanu, omul de afaceri Gheorghe Trufașu, Ion Alin, profesorul Costigar Miloc, inginerul Gabriel Ionică, economistul Marian Tudorache. Vreau să cred că suntem în această seară aici numai râmnicenii care iubesc Râmnicul, așa este! Vreau să cred că suntem aici pentru că vrem ca proiectele bune ale Râmnicului să meargă mai departe, așa este! Copiii râmniceni sunt astăzi mai sănătoși și mai veseli pentru că fac mai mult sport în Râmnic datorită competițiilor organizate de primărie. Așa este! Și noi reprezintă Uniunea Social-Liberală. Uniunea Social-Liberală la Râmnicul Sărat și Buzău este reprezentată de Cristi Băgiu. USL la 10 iunie, USL la nivel județean și PNR la Râmnicul Sărat vor câștiga la județ, în județul Buzău, alegerile cu ajutorul dumneavoastră. Dragi invitați, dragi râmniceni, iubiții mei liberali și iubiții mei useliști, în următorii 4 ani de administrație liberală vom pune Râmnicul pe harta celor mai frumoase, prospere și atractive orașe ale României alături de guvernul USR. Acesta este visul meu, visul unui liberal care își iubește orașul și comunitatea. E un vis care a făcut pași mari în realitate încă de acum 4 ani. 4 ani de opoziție și care va continua să devină realitate și în următorul meu mandat cu ajutorul dumneavoastră! De aceea am încredere în voi, am încredere în râmniceni și că pe 10 iunie vom fi cei mai puternici. Vom alege să mergem împreună.